După care venim aici la rezumat, îi dăm click dreapta un refresh și vedem că cantitățile s-au actualizat. Mai mult de atât, noi putem să facem la acest fișier. Bun, deci în acest video vreau să vă prezint un proces mai elegant, mai optimizat de extragerea cantităților din Civil 3D. Deci, aici noi avem un proiect pe care îl găsiți la voi și la voi în calculator pentru că este instalat se adaugă odată cu AutoCAD Civil 3D și aici avem așa, avem două coridoare implicit era adică decât unul singur, eu am mai creat încă unul și avem două coridoare la aceste două coridoare am creat simple liner, da? pentru ca să putem compune materialele și aici avem compuse materialele straturile, pave 1, pave 2, da adică asta este secțiunea noastră transversală ilustratori și avem aceste două drumuri. Acum ca să extragem noi cantitățile pentru aceste două drumuri noi trebuie să dăm click pe după ce compunem material trebuie să dăm click pe volum Reports, selectăm axul, selectăm stilul și dăm click pe OK și avem afișate cantitățile da pentru un ax. După care noi aceste cantități trebuie să le copiem, să le selectăm și să le ducem în Excel, da? ca să le prelucrăm în continuare. Eu am mers un pic mai departe și cu ajutorul excelului ului și Power Query mă pot lega la acest fișier doar după ce îl salvez, bineînțeles, că cum acum este salvat în temp, da? Dar îl salvez în folderul Volume Reports, în 01HTM, ceea ce înseamnă AXA1, 02HTML înseamnă axa 2 și tot așa mai departe, da? Deci pentru fiecare euh, axă creez câte un fișier respectiv. Deci, ce avem noi aici? Avem axa 1, dăm Ctrl S, de aici selectăm pagina web numai HTML da? și asta fiind axa 1, dăm click pe 01. Îl salvăm, da? Deci pe ăsta l-am salvat, 02 deocamdată o să-l șterg și mergem să vedem, deschidem fișierul de cantități. Să vedem ce avem noi aici. În acest fișier noi avem în felul următor, avem calcul, da, sheet calcul, unde noi facem calculele, dar ce înseamnă noi facem calcule? Aici avem toate cantitățile care vin din Civil 3D în folderul volume, da, adică el cu ajutorul Power Query, noi ne legăm la cele fișiere 010203, da, și aici adăugăm materialele. La un click dreapta refresh, se actualizează lista cu materiale găsite în aceste fișiere, da? După ce se actualizează, o să vedem aici modificări, da? Vedem, s-au modificat, da? Aici cantitățile. Da? El a preluat cantitățile din acel fișier și le-a adăugat aici, da? Chiar dacă noi ne uităm în fișierul ăsta 01HTML și vedem aici formatul ăsta, da? Adică în fiecare poziție kilometrică avem materialele și aria, da? Într-un final, prin câțiva pași din Power Query, care îi vedem aici, da? Aceștia sunt pașii. Pardon. În final rezultă acest sumar de cantități, da? Că dacă luăm noi să de facem un, un, desfășurător pentru asta, cantitatea asta 300, o să vedem că aici sunt practic kilometri, da? 0, 20, 4 picheții, da? 60, 70 și suprafața lor, volumul, suprafața în cazul ăsta. Nu, volumul, da, corect. Suprafața în fiecare pichet și numărul axului, da? Deci, practic, noi prin pivot table avem sumarul pentru pave 1, da? Bun. După care, noi avem aici un tabel și venim și îi zicem, de exemplu, avem, începem să definim un tabel așa să fie mai prietenos, să nu avem pe 1, pe 2, pe 3, nu știu ce. Și avem BA16, stratul, 4 cm de BA16 și noi vrem ca să îl legăm de pe 1, da? pentru că pe 1 la noi este primul strat. Da? Pave 2 și bun, Pave 1. Da? Deci noi ne legăm la Pave 1 da? pentru a afișa cantitatea. Și cantitatea asta de la BA16 pe noi ne interesează să fie în metri pătrați. Știind grosimea de 4 cm, noi metri cubi ăștia de 302 metri cubi, ca așa ne dă civilul, un în metri cubi, îi împărțim la 004 și în felul ăsta avem suprafața da? stratului de uzură. Mai departe, următorul strat, 6 cm de BAD 22,4. Bine, Grosimele nu sunt corecte cu cele din Civil, trebuie să fie corecte, dar aici fișierul ăsta eu o am în, în inci, fit, nu știu ce. Da, vedeți aici are cu astea. Dar asta nu contează în exemplu dat. Nu asta este scopul. Da, deci avem PAVE 2, avem cantitatea iarăși în metri cub și vrem să transformăm în tone. Pur și simplu mulțim, avem, vedem aici împărțit, aici mulțit, da? Deci noi cantitatea pe care o avem de materiale putem să o mulțim la o valoare sau să o împărțim la o valoare. În cazul ăsta, dacă o împărțim noi aflăm uh, metri pătrați, dacă o mulțim putem să o facem în tone sau dacă vrem să-i adăugăm un coeficient, de exemplu vrem să-i adăugăm acolo un, un uh, să să ne asigurăm, de exemplu, cu un procent, două procent de cantitate suplimentară, îl mulțim la 1,2, la 1,1. Da? În felul ăsta, noi suplimentăm cantitatea scoasă din program. Mai departe, aici la stratul de piatră, da, și base. De ce selectăm? Noi de aici selectăm, da, materialul pe care vrem să-l asociem cu stratul de bază din piatră spartă, da, pentru că noi în program avem pave 1, pave 2, sub base, base, da, dar noi dacă vrem să îl asociem cu uh, o denumire cât mai prietenoasă, da? scriem aici stratul de bază din piatră spartă metri cub și îl asociem cu base. Aici nu adăugăm nimic ca să fie în metri cubi. Bun. Și în felul ăsta noi asociem lucrările noastre cu materialele extrase din civil da? și la final, la rezultat, primim un tabel mult mai prietenos în care noi să dăm click reîmprospătare și cantitățile se actualizează. Da? Deci noi avem aici metri pătrați 7500 pe când în partea asta aveam pe 1 302, da? 302 la împărțit la 004 302 302 împărțit la 0,04, 7500. 7500, da? Și avem cantitate de metri pătrați, da? Pentru asfalt. Pentru BAD 22,4 avem tone, da? Avem 724 de tone, da? Deci noi din program scoatem cu metri cub, dar aici la final, pentru forma finală, noi afișăm metri pătrați, tone, metri cubi, metri liniari. Acești metri lineari se extrag din feature liner. Asta este altceva. Dar la fel se face. Se extrage feature line din coridor, după care se adaugă aici în fișierul ăsta, da? cu copy-paste, și de aici deja noi practic aici avem toate feature line cu denumirea, da? de exemplu front chance, right, margine, drum, ce mai avem aici, talus, da? și după aceste feature line noi putem să generăm cantități, de exemplu, lungimea de șanțuri, lungimea de borduri, lungimea de acostament și alte, lungimea de parapet, da? de exemplu, dacă avem pentru fiecare feature line codul corespunzător, noi putem să generăm lungimile, nu doar metri cubi. Și acest fier tot este legat la aceste feature line tot este legat la acest fișier și avem aici, da, coridor, fund, chance left. Avem 196. Bine, astea sunt de la proiectul vechi. Nu am mai stat să le adaug la proiectul ăsta, dar ideea e clară, da? Adică extragem feature line-ul din coridor, le adăugăm în fișierul ăsta cu mai prezentat mai devreme în feature line și după ce le adăugăm aici, Aici ne rămâne decât să-i dăm un refresh. Vom avea cantitatea. Acum, de exemplu, fund, fund șans. da? Mergem aici, scriem șans de pământ și căutăm fund chance left, bank, l-am adăugat. La fel, șans de pământ. Mergem, metrilinear, bank, fund șans right, l-am adăugat, da? Și în rezumat, noi o să avem cantitatea de uh, șansuri. Șans de pământ, da? 450. Unitatea de măsură la fel o adăugăm aici și va apărea și aici, 400, metri liniari 450, da? Bun, mai departe. Acum, uitați-vă, după ce fișierul ăsta este definit, practic aici, după ce noi definim toate materialele noastre, toate lucrările, nu ne rămâne decât să generăm și pentru celelalte axe fișierele respective, da? Selectăm Main Road, aici selectăm Material, dăm click pe OK OK, OK. Dăm Ctrl S pentru salvare, Deci selectăm numai fișieri HTML și asta fiind axul 2, aici îi zicem 02. Fișierul nostru de cantități se leagă la folderul respectiv și extrage din toate fișierele care se numesc, care au extensa HTML și Future Line XLS, bineînțeles. Și aici dacă o să dăm un refresh, el acum adaugă toate și axa 2, da? Vedeți că materialele, volumele, valoarea s-a mărit, da? După care venim aici la rezumat, îi dăm click dreapta un refresh și vedem că cantitățile s-au actualizat. Mai mult de atât, noi putem să facem la acest fișier cantitățile pe axă, da? Adăugăm axa în față, Formatăm iarăși fâșierul, da? și vedem în felul următor. Avem axa 1, da? avem cantitățile pentru axa 1 și avem cantitățile pentru axa 2. Da? Avem BA16, 7500 și aici BA16, 7555. Că sunt la fel, ceea ce nu e bine. Am greșit eu aici la axa 2, nu ăsta, la volum report pentru axa 1, este side road ăsta. La 0,1. Deci aici trebuie să fim foarte atenți când salvăm. Da? Deci asta este side road, deci ar fi axa 1. n-are cum să fie la fel cantitățile, că sunt totuși axe diferite. Da, mergem înapoi și dăm click dreapta am un refresh. Da, s-a modificat. La axa 1 avem 3353 și la axa 2 7550. De ce se întâmplă eroarea asta? Asta este factorul uman, dar de ce se întâmplă asta? Pentru că civil nou nu ne permite să generăm automat toate rapoartele pentru toate axele. Că dacă aici era un, uh, o bifă, da? deci noi trebuie să selectăm axa. De ce să o selectăm dacă noi vrem să generăm rapoarte pentru toate axele? Pur și simplu pune ce o bifă. Selectează, nu selectează, dar generează raport pentru toate axele. Care e problema? Să genereze un raport cu toate axele. Și aici să fie încă o coloană în plus, da? sau să fie nu o coloană în plus, dar să mergi și asta fie axa 1, mai departe axa 2, axa 3 și tot așa, da? sau mai adaug aici o coloană și zi axa 1 sau axa 2. Da? Și în felul ăsta, eroarea asta sau factorul ăsta uman nu s-ar mai întâmpla în momentul în care de aici click volum, main row sau side row, bine aici ei au pus așa, dar în mod normal noi punem axa 1, axa 2 și atunci aici când selectezi axa 1, e clar că selectezi stilul și când îi dai save, e clar că o să te duci o să salvezi axa 1. Mai mult de atât, denumirea de axa 1 o să fie aici, element axa 1. Și atunci o să știi că când îi dai save, trebuie să fie salvat axa 1. Dar totuși există factorul ăsta uman și greșeala asta care poate să se repete, să se întâmple, da? din cauza că noi nu putem să... Dar oricum, acest proces este un pic mai optimizat față de metoda veche sau cum să zic să de controla copii, să te duci în Excel, faci un sheet nou, îi dai peste aici, după care trebuie să le prelucrezi, să încerci să le... Deci, durează ceva până când îl prelucrezi în felul ăsta. Și ce e bine la modelul ăsta de fișier, la Quantities XLS, că noi acest fișier îl putem folosi la următorul proiect sau la orice proiect. Noi trebuie să copiem decât folderul volum reports, da? pentru că el așa trebuie să se numească ca să găsească aceste fișiere și fișierul quantities. Da? Îl salvăm în următorul proiect. În următorul proiect iarăși intrăm în folderul ăsta și actualizăm fișierele respective după numărul de axe. Intrăm în quantities și deja adăugăm lucrările noastre, săpătură, umplutură, bordură, șans, ce avem noi acolo și începem să atribuim uh, shape-urile sau materialele din Civil, da? adăugate în tabelul ăsta. Deci după ce noi exportăm acele fișiere, venim aici și dăm un refresh ca să se actualizeze, să vedem ce materiale avem adăugate, ce materiale am adus de acolo după care aici venim și de cât le adăugăm, da? Le selectăm din lista noastră. Bun, e, și aici la raport, aici mai avem lista de un fel de desfășurător. Avem maxa 2, avem maxa 1, poziția kilometrică, materialul și uh, valoarea, da? în caz că ne interesează la o anumită poziție kilometric să vedem ce cantitate avem. Bun, deci cam atât cu prezentarea acestui fișier.